urca în clasament la un moment dat? Are problema aceasta de jocuri în și ea este într-un oarecare pericol, pentru că are suita asta de jocuri deosebită în Europa. Da, da. Vedem ce se va întâmpla. Ce e important, că sunteți ok, este sănătos și vă doresc să ieșiți cât mai repede din spital, să fiți iarăși așa mulțumesc, Cristi, te îmbrățișez pentru că ești un prieten vechi și adevărat al meu și pe cei pe care ai în studio și pe cei pe care îi vei avea tot timpul. Să vă mulțumim dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Mulțumim mult de tot, sănătate încă o dată și ne auzim. Știm că ești un credincios practicant ca și mine. Mulțumim frumos. Am și avut niște discuții din punctul ăsta de vedere chiar cu Gigi Becali asupra Bibliei, asupra Sfintelor Evanghelii și mi-a făcut mare plăcere pentru că îl îmbrățișez, pentru că este realmente un creștin adevărat și un tip care, vreți, nu vreți, în atâția ani de pasiune pentru fotbal, reușește chiar echipa lui, face niște schimbări care de multe ori sunt inspirate. Da, nu v-am auzit vorbind de Gigi Becali așa deschis în ultimul timp. Domnule, ajungi la o anumită vârstă când, chiar dacă ai niște păreri contrarii, cum spunea Fănuș, nu mai vrei să te cerți cu nimeni pentru că nu mai ai timp să te mai împaci. Corect. Și eu sunt împăcat cu toată lumea din punctul ăsta de vedere, chiar pe cei care probabil că am mai greșit, le cer scuze că am gura asta, așa cum se numește de atâția, după timpul lui Grigore Alexandrescu sau lui Cârlova, gură mai acidă așa de Târgoviște. Să știți că apropo ce am mai vorbit noi, chiar am transmis luni direct aici lui Mitică Dragomir că sunteți supărat pe el. Nu sunt supărat absolut deloc pe el, dar nu sunt supărat absolut pe Mitică Dragomir. Mitică este un tip sufletist, dar să păstrăm măsura. Eu nu-mi permit să vorbesc despre cibernetică, că nu știu să mă descurc decât cu numărătoarea, mă rog, și cu telefonul ăsta care este modern. Deci e bine ca fiecare să-și vadă capacitatea de a se pronunța asupra unor domenii pe care realmente le cunoști, cu care a avut de-a face. Dar ca să te pronunți și de politică, și de medicină, și de anestezii, și de asta, mi se pare mai mult, și mai ales pentru că o astfel de declarație pe care am combătut-o nu face bine sub nicio formă mare mase de oameni care suferă și care au nevoie de anestezii. Aici sunt de acord 100%. Declarația respectivă cu anestezia nu face bine. Nu ne amestecăm. Eu nu mă amestec. Deci eu nu știu decât că vin și îmi schimbă perfuzia sau asta. Nu mă amestec, nu dau nicio idee. Merg pe mâna doctorilor. Unde mă pricep, dacă vrei să mă întreb de istorie, dacă vrei să mă întreb de filozofie, dacă vrei să mă întreb de prietenie, de relații sociale, astea comentez. Dar anumite, nu pot să vorbesc de arhitectură, nu pot să vorbesc. Vorbesc oarecum de politică sub aspectul moralei, bunului simț și a integrității comportamentale pe care ar trebui să aibă oamenii politici. Dar e o glumă care m-a distrat foarte mult și care am chiar poate fi ușor extinsă. Adică Dumnezeu a creat carul mare și carul mic pe cer și boii a lăsat pe pământ. A spune boii a lăsat în politica românească în ultimul timp. Dar jignim boii pentru că sunt mult mai curați decât politicienii care ne conduc în ziua de azi. Final, asta am permis să spun. Dar nu intru niște amănunte politice, da, pentru că am fugit tot timpul de politică. Eu n-am fost membru niciodată al niciunui partid, nici măcar simpatizant, sunt al patriotismului și a respectării intereselor poporului român, și al românismului. Ziua de azi. Al românismului, exact. Bravo. Da. Mulțumim mult de tot și multă sănătate. Vă îmbrățișez pe toți, mulțumesc. Numai bine. Cornel Dinu, așa cum îl așteptam și îmi doream în formă. După s-a restartat Cornel Dinu. Apropo de operația care a avut-o acum 10 zile, cred că joia trecută, o săptămână și ceva, de la operația de șold pe care a avut-o.